Dacă în anul școlar 2020-2021 Roman TV nota faptul că pentru laptele, merele sau cornurile care ajung pe băncile elevilor nemțeni, Consiliul Județean Neamț încheiase contracte cu firme de profil în valoare totală de circa 1 milion de euro, pentru acest an școlar valoarea acestor contracte s-a dublat. Aproximativ 2,3 milioane de euro este suma pe care instituția o plătește unor firme care au câștigat atribuirea contractelor prin licitație pentru ca acestea să livreze produsele menționate elevilor din județ conform programului pentru școli al României de menționat faptul că aceleași firme au câștigat contractele și în anul școlar 2020-2021. Pentru anul acesta contractele s-au încheiat astfel. Pentru produse de panificație, lotul 1 zona 1 cu SC Cibibon serele Piatra Neamț, valoarea contractului fiind de 2.522.414 lei, pentru lotul 2 zona 2 cu SC Panama Rom S.R.L Târgu Nămț, valoarea contractului fiind de 2.326.697 de lei. Pentru lapte și produse lactate, lotul 3, zona 1, cu sece Cibibon SRL Piatra Neamț, valoarea contractului fiind de 2.635.488 de lei. Pentru lotul 4, zona 2, cu sece Elmar SRL Târgu Neamț, valoarea contractului fiind de 2.389.794 de lei. Pentru mere, lotul 5, zonele 1 și 2, cu întreprindere individuală, Petru Amariei din Horodniceni, județul suceava. Valoarea contractului fiind de 1.724.849 de lei. În total, contractele însumează 11.599.240 de lei, adică mai mult sau mai puțin 2,3 milioane de euro. Asta, deși produsele lasă deseori de dorit părinții unor elevi, arătându-se nu doar odată nemulțumiți de gustările pe care copiii le primesc la școală, prin intermediul acestui program de subliniat și faptul că aceste contracte au fost încheiate pe 27 februarie 2023, deci în primele două module și o parte din cel de-al treilea din anul școlar în curs, elevii nemțeni nu au beneficiat de produsele oferite în cadrul programului pentru școli al României. Chiar și așa, valoarea contractelor încheiate este una considerabilă.